Transferurile politice sunt tot mai des întâlnite în această perioadă, cel mai recent fiind la Hațeg, acolo unde Nicolae Timiș trece de la Pro-România la PMP. Timiș va candida astfel din partea Alianței Dreapta Unită la alegerile locale din 9 iunie pentru un nou mandat de primar al orașului Hațeg. Nicolae Timiș, fostul primar al orașului Hațeg timp de două mandate, actualmente consilier local din partea Pro-România, va candida din partea PMP Hațeg pentru un nou mandat de primar al urbei în cadrul Alianței Dreapta Unită la alegerile locale din 9 iunie. Contactat telefonic de reporterii Hunedoara 1 TV, Nicolae Timiș a explicat decizia. Până la alegerile locale rămân consilier Pro-România și la alegerile locale voi candida din partea PMP, respectiv din partea Alianței Dreapta Unită. Pentru că Pro-România din județul Hunedoara, din păcate, în ultimii ani n-a mai avut nicio activitate și n-a mai avut nici coordonator care să ne organizeze. De-abia în ultimile zile s-a hotărât ce face și cum face, pentru că în ultima perioadă ba negociază cu Aurul, ba negociază cu PSD-ul, ba nu mai știam încotro suntem și de cine aparține. Au fost mai multe partide interesate de mine și de candidatura mea. Dar m-am hotărât cu PMP-ul pentru că în Hațeg PMP-ul are organizație de ajuns de bună și în același timp am un sprijin solid pentru alegerile din 9 iunie.